Astăzi vă arătăm câteva greșeli grave pe care le fac conducătorii și pasagerii în automobil. Noi vă dorim vizionare plăcută! Ierne! Tata! Ce, vreau să mă calci? Ierne! Nu m-am uitat în oglinzi! Regula numărul 1, când dăm cu mașina în spate, ne asigurăm că nu este nimeni să lovim. Suntem concentrați, ne uităm în oglinzi. Avem două oglinzi în părți și una în mașină. Trecem la următoarea greșeală. Băieți, ce e asta? La ce te referi? Niciodată așa să nu faceți. Vă puteți accidenta. Este interzis să urcați în mașină în timp ce ea se deplasează. Ok, vom ști. Gata, băieți. V-ați pus centurile? Ei, eu nu vreau, tata. Albert, cum să nu-ți pui centura, mami? Pune imediat. Ei, la ce mă ajută? De atâtea ori ți-am explicat și tot nu l-am convins. Andrianu pietoan! Tu nu ți-ai pus centura! Vezi ce se poate întâmpla dacă săriai peste parbriz. Pune centura! Iată pentru ce este bine să aveți cuplată centura! Tata, eu vreau la baie! Imediat, oprim! Niciodată nu deschidem ușa mașinii din partea străzii, pentru că poate veni o altă mașină și ne putem accidenta. Ați învățat regula? Scrieți în comentarii. Deschidem cealaltă ușă. Deschidem ușa din partea asta și pe aici ieși. Hai, Albert, ieși. Arată-te. Aici nu este niciun pericol. Sunteți de acord cu mine? Scrieți în comentarii. Andrean s-a oprit să ia ceva bunișor să mâncăm în mașină. Sunteți de acord? Da. Sunteți flămânzi? Da. Tata și-a adus apă înghețată pentru copii. Super. Mulțumim, tăticu. Înghețată pentru? Câte una. Albert și Ierni. Vedem care sunt următoarele greșeli pe care le fac pasagerii și șoferii în mașină. Înghețata e bună, da? E bună, bună, bună. E cu lapte. Stai, mami, un pic. Ce vrei să faci? Albert, ce vrei să faci? Ce faci, Albert? Interesant. Ce faci, Albert? Oprește-te! Aoleu! Scrieți voi în comentarii. Este corect să aruncăm așa gunoiul? Planeta noastră suferă de atâta gunoi și mizerie. Haideți noi să o salvăm. Nu aruncați gunoiul pe stradă. Andrean, te rog, lasă telefonul în timp ce conduci. Eu trebuie să scriu un mesaj urgent. Eu înțeleg, dar în regulament este interzis să stai în telefon când conduci. Ei, poliția pe mine nu mă vede. Dar ce? Trebuie neapărat să te vadă poliția, pentru ce sunt stabilite reguli? Să le încălcăm un pic și gata, ți-am spus. Îmi scrie vecinul. Andrean, ești un exemplu prost pentru copii. Ei te văd. Da, da, da. Ai văzut? Toți sunt cu ochii pe tine. Încă un pic. Să scriu câteva mesaje și gata. Aoleu! Tu ce? Nu vezi pe unde mergi? Aoleu! Ce ai făcut?
lovit? V-ați lovit? Da. Păi stați cu telefonul în mână. Când treci strada, fata, nu stai cu telefonul în mână. Măi, Andrean, ce bine știi tu să dai sfaturi la alții. Aha, și dumneavoastră ați fost cu telefonul. Andrean, nu pleca, vină și cere scuze. Noi ne cerem scuze. Bine că sunteți bine. Îmi cer iertare. Facem pace? Și eu îmi cer iertare. Nu trebuia să stau cu telefonul la trecere. Pa, pa! Avem două împărți afară, avem două mașini în părți. Două mașini toate? Ai zis, avem două mașini în părți. Două mașini. Avem două mașini. Ce-i bine! Treci strada, fato, nu stai cu telefonul în mână. Andrean, ce bine știi tu să dai lecții la altul. Măi, Andrean, ce bine știi tu să dai sfaturi la alții. Precis. Iată și el respectă. Hai, Albert, trăcăreală! Super! Dă un 5, mami. Reușim. Astăzi vrem să schimbăm apa din piscină pentru că este murdară. Punem o altă apă. Și trebuie să cumpărăm și pastile. Clor pentru apă. Hai, Rechino! Este... E bine? Măi, ce bine te bălăciesc, vreau și eu. Tati, tu îndrăznești, sari. E bine? Tati, cât de rău ajunge un cap. Nu! Nu! Albert nu vrea să, nu să se bălăcească cu Joy. Hai, Ierni! Wow, hai, Iernuț! Sari! 1, 2, 3! Ce avem noi ingredient după ploaie? Trebuie mult de cosit.